tare, minunaților! Rita Iurita la datorie revine cu o altă minuștire! Astăzi voi vorbi despre ea, cea care ne gâdilă urechea și ne mângâie inima. Ați ghicit? E vorba despre muzică! Muzica este arta de a exprima sentimente și idei cu ajutorul sunetelor, combinate într-o manieră specifică. Există peste tot, în toate culturile și sub toate formele. Și e minunat, pentru că ne permite să stabilim rapid și ușor o conexiune cu ceilalți. Știați că simplul fapt de a cânta are avantaje psihologice și emoționale diverse? Muzica creează o adevărată simfonie neuronală. Este și un antidepresiv natural. Cântatul eliberează endorfina, substanța creierului care te face să te simți mai bine, mai fericit. S-a descoperit că dopamina, sau hormonul fericirii, este eliberată și ca reacție la muzica pe care o ascultăm. Vi s-a întâmplat și vouă că ascultând o melodie sau un fragment muzical să aveți anumite senzații precum fiori sau piele de găină? Ei bine, acestea sunt niște răspunsuri ale corpului nostru pe care le putem asocia cu bucuria intensă. Până acum, feedback-ul vostru, al publicului, ne-a confirmat de la mic la mare superstarea de bine, emoția, precum și nivelul ridicat de serotonină atunci când ascultați muzica noastră, compusă cu iubire pentru întreaga familie. Responsabil pentru dozele de fericire inserate în versurile senine, notele înalte și ritmurile dansante, este nimeni altul decât Robert Toma, emeritul nostru compozitor. Emerit este o persoană care se pricepe foarte bine la ceea ce face. Lui datorăm toată prețuirea și dragostea pentru minu-minu melodiile din repertoriul nostru cu care ne mândrim. În prezent, ne bucurăm deja de 11 melodii pop, marca minunații, semnate toate de către maestrul Robert Toma. Ne-am propus să lansăm în fiecare lună câte o melodie, cu tot cu videoclip. Așadar, rămâneți cu ochii pe postările noastre și ciuliți urechile! Iar dacă nu ați apucat să vă abonați pe canalul nostru, apăsați butonul fără ezitare! Și nu uitați că doar împreună cu voi suntem minunații! Minunații!